Și mergem acum mai departe. Mai multe șanse de supraviețuire pentru bolnavii de cancer. Un vaccin împotriva acestei patologii a ajuns pentru prima dată în a treia fază de studiu. Specialiștii au descoperit că serul poate reduce cu 44% riscul de deces. Cu toate acestea, datele legate de vaccinare pentru toate tipurile de boli nu sunt deloc încurajatoare. După pandemia de COVID-19, mulți au devenit reticenți, ori au mai multe semne de întrebare. Vaccinarea se bazează însă anual chiar și 5 milioane de vieți la nivel global. Vaccinul împotriva cancerului de piele, dezvoltat de companiile Moderna și Merck, folosește tehnologia ARN mesager și este primul ser pentru această patologie care a ajuns într-o fază de testare atât de avansată. Practic, serul ar urma să învețe sistemul imunitar să distrugă celulele canceroase. După pandemia de COVID-19, acoperirea vaccinală la nivel global este însă în scădere. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă așa ceva, aș fi de acord. Dacă ai un cancer, trebuie să încerci până și la culele Băbești. Părerea mea, dacă mă întrebați, adică te legi de viață. De ce? Că e una singură. Este importantă, în special pentru copii. Au fost eradicate foarte multe boli și sunt pentru vaccinurile obligatorii. Sunt vaccinată, dar din nefericire părerea mea despre vaccin s-a schimbat. De ce? Pentru că am constatat că nu mi-a folosit la nimic, dimpotrivă. Am rămas cu la mâna stângă cu o umflătură efectiv după al doilea vaccin, deci boosterul nu l-am mai făcut. Anual, la nivel global, vaccinurile pentru mai multe tipuri de boli salvează milioane de vieți, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Orice vaccin care vine în plus și care se adresează unei boli care duce la mortalitate înseamnă un număr mai mic de vieți pe care le pierdem inutil. Noi acum trebuie să venim în rândul populației să informăm, să le spunem, să le explicăm, să educăm ce înseamnă procesul de prevenție, procesul de screening, adică lucruri pe care noi nu le-am făcut în ultimii 30 de ani. Avem deja în program național două vaccinuri pentru cancer. Este vorba de vaccinul antihepatitic B, vaccinul hepatitic B, cel care protejează împotriva carcinomului hepatocelular produs de infecția cu virusul hepatitic B, și cel de-al doilea vaccin împotriva cancerului este vaccinul HPV, care se administrează fetițelor, după cum bine știm, 11-18 ani. La nivel european, România are cea mai mică rată de acoperire vaccinală și cea mai mare rată de mortalitate evitabilă.